În cursul zilei de astăzi, un număr mare, dar încă neestimat de băimăreni și maramureșeni au primit un apel telefonic pe care era înregistrat un mesaj vocal denigrator la adresa președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. În textul mesajului, expeditorul face trimitere la presupuse neregul privind utilizarea unor fonduri publice pentru plata transportului cu aeronavă Tarom a grupului de demnitari care a luat parte la evenimentele prilejuite de celebrarea căsătoriei demnitarului maramureșan. Din informațiile pe care le deținem, rezultă că este vorba despre o tentativă de manipulare publică pe fondul unei răzbunări politice venite din partea unui personaj din Cluj-Napoca. Mesaj pus pe seama primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Edilul Băimăren a dezmințit însă astăzi orice legătură cu mesajul denigrator, cerând băimărenilor să nu accepte informațiile false transmise prin mesajul înregistrat. În contextul unui asemenea demers, ne punem câteva întrebări firești. De unde a avut acces autorul mesajului la baza de date ce cuprinde numerele de telefon ale unor personalități ale vieții publice, membrii ai filialei PSD Maramure și numeroși cetățeni din județ, în contextul legislației care garantează protecția și confidențialitatea datelor personale? Președintele Gabriel Zete anunța că va face apel la instituțiile din sistemul judiciar, mesajul cuprinzând date neadevărate, în fapt un atac josnic la viața privată a acestuia. Mâine va avea loc și o conferință de presă susținută de Gabriel Zetea, președintele filialei Maramureș a PSD și președinte al Consiliului Județean Maramureș, ocazie cu care acesta va prezenta dovezile certe despre modul de achiziționare a serviciilor de transport menționate, inclusiv documente fiscale, ce atestă plata lor din contul privat al președintelui ZTA. Vom reveni și în zilele următoare pentru a vă ține la curent cu evoluția acestui subiect de maxim interes pentru băimăreni și maramureșeni.